Doamne, cât de bune sunt! Ce mă focusează? Sunt enorme! Mamă, cum e! Mamă, Doamne, ce bune e! Am aici o monstruozitate, zici că e o inimă de bou. Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vom mânca căpșuni cu miere de cimbrișor. Sunt foarte, foarte bune căpșunile în combinație cu miere și cu zahăr sunt foarte bune, într-adevăr. Cu ciocolată am încercat și nu mi se par cine știe ce. Însă, pentru că suntem la regim, la cură de slăbire, la dietă, vom mânca căpșunile cu puțină miere. Pentru că mierea este foarte bună și pentru dietă, este laxativă și îți satisface nevoia de dulce, pentru că este foarte, foarte dulce și are și mai puține calorii decât zahărul și decât ciocolata și are foarte multe beneficii pentru sănătate. Și bineînțeles, v-am zis, mie îmi place foarte mult în combinație cu căpșunile. Avem aici niște căpșuni, le-am luat cu 16 lei, sunt enorme unele. Ia mă, focusează. Sunt enorme căpșunile astea, sunt gigantice unele și sunt foarte, foarte coapte. Sunt 16 lei kilogramul și sunt foarte bune. Uitați și voi, nici măcar nu intră în borcan. Căpșuna, vedeți? Foarte greu a intrat. Până la urmă a intrat. Așa că au apărut căpșunile românești și credeți-mă, sunt foarte bune, se merită să cumpărați. Sunt foarte bune la dietă pentru că au foarte puține calorii. Super. E enorm și asta. Și foarte multe sunt așa mari. Da, după cum vă spuneam, căpșunile au foarte puține calorii, în jur de 30-40 de calorii pe 100 de grame. Aici am un kilogram de căpșuni. Ceea ce înseamnă că mănânc undeva la 3-400 de calorii, dar mănânc și foarte mult, un kilogram, și îți umplu stomacul, efectiv, cu foarte puține calorii. Pe lângă asta, mai au și foarte multe beneficii, pentru că sunt laxative și ele, sunt diuretice, te ajută la curățarea colonului și au foarte multe vitamine. Mamă, ce bună e! Mamă, Doamne, ce bună e! Foarte, foarte bună, uitați cât de coapte. Și toate sunt la fel. În sfârșit au apărut căpșunile, fraților. Și sunt foarte bune, foarte coapte. Prețul este accesibil. Am văzut că au apărut și pepeni. Am luat jumătate dintr-un pepene. Foarte bun. Dar n-am fost atent să văd cât este kilogramul. Oricum, mă voi duce să mai cumpăr. Pentru că fructele sunt aliatele mele în dieta de slăbire. Doamne, cât de bune! Fructele și legumele trebuie să fie aliatele noastre când vine vorba de slăbire, pentru că au puține calorii. Bineînțeles, nu toate. Bananele, după cum știți, au mai multe calorii. Strugurii la fel, au mai multe calorii. Însă căpșunile, cireșele, vișinele și pepenele, și cel galben și cel roșu, au foarte, foarte puține calorii, v-am zis. În jur de 30 de calorii pe 100 de grame, ceea ce înseamnă că un kilogram are decât 300 de calorii. Și mi se pare fantastic. Legumele nu prea îmi plac așa mult crude. Cel mai mult îmi plac cartofii dintre legume. Și nu sunt chiar atât de indicați la slăbire. Legumele astea verzi nu prea-mi plac, însă ele sunt cele mai bune pentru că au foarte puține calorii și dacă vă plac, vă sfătuiesc să mâncați legume verzi cât puteți de mult. Da, ăsta este un episod din Otto mănâncă extraordinar de
delicios, ca să zic așa. Unul dintre episoadele mele favorite. Deci nu pot să vă explic. Sunt extraordinar de bune și de coapte. Ia uitați-o și pe asta, cât de coapte și cât de mare. Senzațional. Asta nici nu o să mai bag în... Nu o să mai bag aici în... în borcanul cu miere. Nu am cum e. Deci atât de coaptă. Super. Mamă, ce mare asta. Am aici o monstruozitate. Nu știu cât e pe lângă palma mea. Și am mâna destul de mare. E enormă. Zici că e o inimă de bou. Da. Super bună. Să știți că de obicei nu fructele și nici legumele foarte mari, nu acelea sunt cele mai bune, cele mai coapte și cele mai gustoase. Din contră, cele mai mici. Însă, doamna de acolo din piață, de unde le-am cumpărat, mi-a oferit să gust o căpșună de asta mare și am observat că sunt foarte bune, foarte dulci și am zis hai să le luăm pe astea. Deci știu și eu că nu cele mai mari fructe sunt cele mai bune, din contră cele mai mici sunt mai gustoase, însă astea chiar dacă sunt mari, sunt foarte gustoase și ele. Da, super bune. Doamne, cât de bune sunt! Extraordinare. Aici mi-a mai rămas, să zic, jumătate de bol. Le voi păstra pentru mai încolo. Peste o oră, două, voi termina și restul de căpșuni. Vă recomand din tot sufletul, v-am zis, să consumați fructe și legume în momentul în care sunteți la slăbire. Sper că v-a plăcut acest episod din Otto Mănâncă. Acum suntem la dietă, vom mai face episoade așa cu ce mâncăm, cu lucruri mai sănătoase, lucruri mai slab calorice, pentru că trebuie să slăbesc. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu, pentru că voi citi toate comentariile și vă voi răspunde. Nu uitați să activați clopoțelul de notificări și să vă abonați la acest canal pentru a vedea următorul meu clip. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, bineînțeles. Eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat, ciao!